Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mukesh Ambani îl cheamă. Este un miliardar cu afaceri în domeniul energiei, evident, telecomunicații și așa mai departe. Se pregătește să lanseze un telefon așa, mobil, care costă doar 55 de lei, are conexiune la internet, cameră foto, servicii de streaming video poți să vezi, poți să faci plus cu el și vrea să spargă, să dea lovitura. Și capacitate de conexiune de asta, 5G. 55 lei. Lei. 12 dolari. Cât un set de castroane de plastic. Da. Practic, da. Și arată onorabil. Îl cheamă, avem și poză, Gio Barat. Arată ca o Nokia de la înainte să moară. Da, pricina... cu butoane. Uh-huh. Eu nu înțeleg de ce e nevoie să se mai conecteze la internet dacă arată cum arată. Nu, este super ok. Păi, până la urmă face ce ai nevoie. Deci, se conectează la internet, da, unde poți să, pe ecranul lui mai micuț, să vezi diverse site-uri, mă rog, ceva. Să citești ceva. Dacă ții lupă... Cum vedeai și la telefoanele, primele telefoane cu internet, da, astea din era cu butoane. Primești SMS-uri, vorbești la telefon, asta este funcția lui principală, ar trebui să fie, nu? Vorbești la telefon, alo, mama. Nu vorbește nimeni. Alo, mama. Alo. Nu alo, alo este. Alo, mama. Alo, mama. Sunt eu, Rajeș. A făcut o rez. Deci sunt din România. E curi, gata. Așa. Așa? Ce curii avem azi? Curii galbeni? Curii galbeni? Curii roșu, curii verde? Exact. Aia săracii de seama, mănâncă curii toate culorile astea. Toate culorile de curii? Da. Altceva, mama, și nu? Și birianii, orez birianii. Dar orez birianii aveți? Azi nu avem orez birianii. Avem orez basmati. Bun. Băi, dacă stai să te gândești serios, acum ce vrei să vă mai zic? O bucătărie foarte bună. Lasă-mă bucătăria. Am plecat de la telefon și am ajuns la... Dă-l de telefon, că nu poți să-l mănânci. La deci mâncare. Speră să vândă 3 miliarde de dolari. Gata, asta nu contează. Mă gândeam la telefoanele astea. Păi bune, voi vă dați seama ce uriașe scrocherie cu telefoanele vieții, care costă din ce în ce mai mult? Da. Când am văzut știrea despre domnul Mukesh Ambani, care vrea să scoată telefoane de 55 de lei, și care fac cam tot ce face practic telefonul meu, care costă, el original costă cred că vreo 6.000 de lei. Da. Un iPhone. Nu mai știu ce iPhone. E de vreo 2 ani, 2 ani jumate, cred. Face 3 ani anul ăsta. Dar e de la Pro, de ce peste 5.000 de lei oricum o dai? Nu știu dacă e Pro. Pro trebuie să fie mai mare. Habar n-am, nu Pro contează. Pro are 3 camere. Trebuie să fie plus. Nu mai contează. Da, dă-l încolo. Ideea e că la un moment dat limita aia era undeva psihologic. Vorbim la 1.000 de dolari. S-a depășit. Știi? Da. Cam acolo era, cam acolo bătea. Dar s-a depășit de mult, adică se duce în... Da, și mult peste. Știi, când ai un telefon de scump, odată că, băi, totuși te doare sufletul când cumperi ceva de scump. Și, la un moment dat, șmecheria e următoarea. Faci efortul odată la început și după aceea le vinzi după un an sau doi ani, le vinzi la un preț bun și, practic, nu mai contribui decât cu puțin ca să-ți iei următoarea generație. Dar ajungi un sclav al acestui sistem. Pentru că dacă eu sunt terminat acum, deci telefonul ăsta are 3 ani, el merge foarte bine. Deci nu are nicio problemă. Nu există vreo justificare rațională pentru care eu ar trebui să schimb acest telefon acum. Categoric. Problema e că el va continua să funcționeze ok un timp, după care probabil că softurile vor avansa și vor începe să ceară din ce în ce mai multe resurse, așa cum s-a întâmplat și până acum. Și dacă îl mai țin 2-3 ani, el va fi ok, dacă nu-l sparg sau... Doar că nu-l mai vinzi. Cazul meu, uite, eu l-am din 2019. Așa, nu-l mai și vinzi. Și funcționează perfect. Bateria nu mai e chiar ce trebuie, dar în rest... Și când va trebui să-ți schimbi telefonul totuși, pentru că va rămâne în urmă și va veni momentul... Încasez. Și da, dar trebuie să-ți iei unul care o să coste o grămadă. Adevărat. Aia, și ăștia îți dau la buyback. Suferință? Acum că au început toți asta cu buyback și l-am evaluat pe al meu. Zic, stai să văd. Și îmi dau 400 de lei pe el. Mai bine l-arunc în dâmbovița. Știi, cum e și cu mașinile, decât să vând mașina mea Livia Kiev. Auzi, dar tu vrei să ajungi cu telefon de epocă, așa cum și ajungi cu mașina de epocă? Știi că mi-am propus așa, la sfârșitul anului, începutul anului viitor, să-l schimb. Că a început să-mi facă probleme cu bateria, nu de altceva. Păi, dar rest, ce poți să-i schimb bateria? Așa-ți face de toate, adică... Așa-ți faci planuri și cu mașina. Și când o să ajungi la anul, să vezi cât costă un telefon nou, o să ziceai că-i schimb bateria și mai trag de el. Îl iau second. Și mașina o să o iau când o să facă ăștia ori baterii ca lumea. Deci niciodată. Așa.
Ori când se mai liniștesc apele, că acum prețurile sunt aberante. E o știre care circulă. Mai bine merg cu tramvaiul. Toyota anunță că o să lanseze nu știu ce mașini cu baterii care se încarcă în 10-5 minute și cu autonomie de 1200 de kilometri. Bombă. Sunt baterii construite după o nouă tehnologie. Da, noua tehnologie este cunoscută de multă vreme. Așa. Și de multă vreme se dă și tot iau având să lanseze bateriile respective. Și o să le lanseze, nu ești convins cred că o să le lanseze. De ce? Păi, pentru că sunt scump de produs, sunt foarte scumpe. Da. Și tehnologia nu permite, sunt instabile. Adică variază foarte mult rezerva de energie în funcție de temperatură. Când scade temperatura, scade dramatic capacitatea acestor baterii care se încarcă mai repede. O să găsească nu au reușit. Ei, deocamdată nu au reușit să găsească această soluție, știi? Adică este cum e cu fuziunea nucleară. Mamă, dacă s-ar găsi soluția pentru fuziune nucleară, am avea energie nelimitat pentru eternitate, fără niciun fel de probleme, ok. În principiu se știe cam ce ar trebui să se facă, dar practic este deocamdată imposibil. Ai văzut cum a fost cu telefoanele mobile, că a început de la nichel, cadmium și nu știu ce, formă au ajuns la bateriile de țineau 2 săptămâni, care era de talonul, trebuia să... Aia era principalul criteriu după care îți alegeai un telefon. Doar 2 săptămâni ținea la tine bateria. Mă rog, și mai mult. Și formă au avut alea, litiu, litiu polimer, pe care le încărcai când voiai tu, adică... Și sunt curios dacă o să fie și la mașini la fel, adică să facă la un moment dat o baterie care să meargă 1000 de kilometri și pe urmă una ca acum care să meargă 50 de kilometri, dar bombă. Dar noi scăpăm din vedere alt lucru apropo de mașini electrice, că poate ce Zaf se tot uită la ceas, nu comentează nimic. N-a venit invitatul și de asta. Când ia... Și după și avem și concurs înainte. Mai vorbim noi, nicio problemă. Lumea scapă din vedere când discută despre bateriile care vor fi mai ieftine și se vor încărca rapid și toată lumea va putea să încarce repede. E nevoie și de infrastructură. Imaginează-ți ce se întâmplă într-un oraș ca Bucureștiul, să zicem, în care 80% dintre mașini ar fi electrice și lumea vine acasă de la job și cumva toți își bagă în priză mașinile care au consum mare când se încarcă, adică sunt trag cât pot ele acolo din rețea, își bagă în priză mașini electrice, se încarce cam pe la aceeași oră. Cam ce fel de infrastructură energetică e necesară pentru să nu-ți cadă? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.